minge spre Bălgrădean. E greu să fii suporter al lui Dinamo în această seară, cel puțin. Da, aveau dreptate jucătorii dinamoviști când spuneau că nu mai există entuziasm și încredere. Asta e lipsa lui Dinamo și în această seară. Să vedem ultima acțiune cu Cătălin Munteanu. Centrează Munteanu pentru Țucudean! Gol! Dinamo! Gol George Țucudean, când nimeni nu se mai aștepta. Dinamo lovește incredibil, Bonetti câștigă, însă la capătul unui joc care ar trebui să-i dea de gândit. Țucudean îl salvează din nou pe italian. Țucudean intrat în repriza secund. Și apoi el cere să facă un om, se agață de adversarul, speranța că va obține lovitura în gol, ceea ce s-a și întâmplat. Timpul nu putea să se volatilizeze, pur și simplu să dispară de la fața locului. Cătălin Munteanu, cel care execută aceeași așezare mai ieșenilor, cu Onofraș undeva în căciulă și Claudiu Ionescu. Până la urmă este gol pentru Dinamo, marchează George Țucudean, iată, până la urmă titularizat, reușește să facă ceea ce își doreau suporterii, ceea ce își dorea și antrenorul de la el, să marcheze. A fost titular cu CS Turnu Severin etapa trecută și a avut o evoluție mai puțin reușită. Acum marchează cu capul după centrarea lui Cătălin Munteanu. Iată cum o organizare defensivă destul de pici. Alexe se retrage odată cu adversarul său direct și blochează acestuia urcarea. Milea pasează către Straton, se pierd ieșenii undeva la 10-15 metri în interiorul terenului lui Dinamo pe fazele de atac pozițional. Acum recuperează Avroșii, Fanionul rămâne jos, poate fi 2-0, dribling și este într-adevăr dubla lui George Țucudean. Minutul 22, Țucudean marchează al doilea gol. Foarte rapidă replica dinamoviștilor, au recuperat mingea în propria jumătate și au declanșat un contraatac finalizat cu multă lejeritate de George Țucudean, dribling lejer în față. Putea fi mult mai mare. Cătălin Munteanu, același jucător cu pasă foarte bună. Vă spuneam, nu sunt modificări. Dinamo cu Naumovski în poartă, Nica, Scutaru, Grigore și Pulhac în defensivă, la mijloc Isaba, Cătălin Munteanu și Bubacar în atac, Rus, Alexe și Țucudean, care marchează și golul 3 în acest moment. Iată, la primul atac al reprizei secunde, George Țucudean înscrie golul 3 al său. Cătălin Munteanu cu o centrare cu dreptul. Cu dreptul, da. Cătălin Munteanu cu a doua pasă de gol în această partidă. Da, frumoasă centrare din drop cu dreptul, unde a apărut Cătălin Munteanu și ce centrare a reușit să furnizeze. Ar mai fi variante pe bancă, variante ofensive pentru Ionuț Popa, Suleiman Keita, Alexandru Ciucur, Andrei Hergelegiu, numai că mai are la dispoziție doar două modificări Ionuț Popa. Acum Alexe în flancul stâng, Alexe în marginea careului pentru Țucudean, în careu Țucudean, gol! Gol Dinamo! Gol George Țucudean, seara perfectă a noului atacant titular din lotul lui Dinamo. George Țucudean, 4 goluri împotriva Iașiului, 2 în prima repriză, iată 2 în startul reprizei secunde. Mă întreb unde se va opri Țucudean în acest meci, pentru că apare foarte bine la finalizare. Iată aici o demarcare inteligentă. Nu a... Prima repriză, cei doi africani m-au impresionat, mai ales pentru că sunt la primul lor meci pentru Dinamo și s-au integrat bine în jocul echipei lui Bonetti. Să remarcăm acum jocul lui Grigore. Bălgrădean rezistă acestei mici dificile care i-a fost trimisă. Nica își păstrează cumpătul și depășește în fața lui Valente. Apoi Nica cu o pasă bună pentru Țucudean. Preluarea lui Țucudean. Țucudean jutează, gol! Așa ceva se numește Lambeau Leap. El, jucătorul, sare în tribună pentru a se bucura alături.
jucător în timpul meciului, pentru că Bubacar, publicul dinamovist este cucerit de jocul entuziasmant al tinerilor lui Dinamo, Țucutean, Nica, putem să includem aici și pe Luchin și pe Grigore, încă jucători tineri. Acum o minge așezată pentru Curtean, Curtean pentru Țucutean, Țucutean într-o poziție bună, șutul lui Țucutean, gol! Gol! Gol Țucutean! Omul care poate decide această supercupă este rezerva George Țucutean. A murit regele, trăiască regele! Marius Niculae ar putea să plece după această supercupă, însă Dinamo are un nou rege, George Țucutean. Prende slabă, singur el la 10 metri de poartă, a șutat în blocaj. Ocazie foarte mare irosită de George Țucutean. Un singur gol înscris în acest sezon, tocmai împotriva Stelei, pentru Țucutean. Din nou Dinamo periculoasă prin Strătila și este de această dată 3-0. În sfârșit punctează Țucutean, s-a revanșat pentru ratarea de puțin mai devreme, minutul 79. Scor de neprezentare în Ștefan cel Mare, în urma acestei reușite a lui Țucutean, venită din pasa lui Strătilă. Special pentru o asemenea confruntare de tradiție a fotbalului românesc. Borceanu este la minge, combină cu Big Falvi. Din nou Borceanu primește balonul Răduț, luat în primire de Grigore, greșește Răduț, pasa Țucutean, încearcă să depășească pe Geraldo și reușește. Țucutean continuă, Iliev încearcă să-l blocheze, Țucutean, gol pentru Dinamo, minutul 86, Țucutean marchează primul gol din acest sezon și reduce din diferență. Vom avea un final de foc în acest derby dintre Steaua și Dinamo. Cât tupeu, câtă stăpânire de sine a demonstrat aici Țucutean, putea să paseze în lateral, însă a preferat un șut pe colțul scurt, foarte bine a plasat balonul, Tătărușanu a atins mingea, însă nu a putut să...